se poate descărca practic de pe platformă sau ridica pe platformă cu braț hidraulic, ce presupune un rezervor în speță, acesta este de 7000 de litri și o motopompă performantă care are două funcțiuni mari. Poate alimenta acest abrol, deci el poate rămâne gol și în momentul în care se golește prin această motopompă de la o sursă naturală sau de la un hidrant, îl umple în 3-4 minute și din momentul ăla camionul se poate deplasa din nou la intervenție. În paranteză fie spus, la ultimul incendiu a fost folosit. Patru bucăți. Asta pentru că în Bihor sunt puțin hidranți publici, rețele de apă funcționale, nu, sau de ce? Nu. În Bihor există rețele, doar că la o intervenție de amploare, și exemple am avut suficiente în ultimii ani, capacitatea de intervenție a inspectoratului depinde foarte mult de numărul de autospeciale pe care le are și de capacitatea de transport acestor. Cum vă spuneam, 65% dintre ele sunt peste 30 de ani. Un astfel de echipament, nou fiind, poate înlocui cu succes orice autospecială pe care noi avem acum în dotare. Cu atât mai mult când ne dorim creșterea capacității de la 7000 de litri la 12000 de litri, imaginați-vă că nu avem astfel de mașini. 4 autospeciale de 12000 de litri ar însemna echivalentul a 6 autospeciale, de exemplu, de 8000 sau 7000 de litri. Și dispunerea lor la nivel județean și mobilitatea acestora, fiind pe mașini noi nouțe, ne-ar permite ca într-o oră să putem aduce în Oradea, dacă va fi nevoie, 5 astfel de mașini. Okay. Realizarea diferitelor lucrări, deplasare de materiale sau realizarea unor lucrări genistice. Colegul meu vă poate da detalii, pentru că a fost instruit pentru utilizarea lui. Este dotat cu diferite accesorii și poate să facă diferite activități specifice. Accesoriile le vedeți fotografiate și în partea de jos. El va fi și este depozitat la detașamentul Marghita și are ca și raion de intervenție practic întreg județ, fiind singurul echipament de acest tip la nivel județean. Către stația Lești, având în vedere raionul lor și multitudinea de accidente pe care ei le au acolo, este dotată cu tehnică de ultimă generație, atât pentru descarcerare, cât și pentru diferite activități de stabilizare, pentru echipamente grele. Este practic o reînnoire a tehnicii pe care am avut-o. În momentul de față avem 4 autospeciale de descarcerare la nivel județean, pentru că și pe cele mai vechi am reușit să le menținem în operativitate. Astfel, avem 2 noi, la detașamentul 1 și la Alești, stația Alești, respectiv la detașamentul Marghita și detașamentul Salon. Dacă dorți, este un centru mobil de pregătire destinat pregătirii personalului paramedical. Practic, imaginați-vă centrul de la Sântion pe roți. Toate echipamentele necesare formării și pregătirii cu caracter de continuitate a personalului nostru se regăsesc pe această autospecială.